Salutare tuturor, eu sunt Stunter și da, aici am mai minez puțin pentru că era niște timp jos, acum văd că am dat de cărbune. Este și niște redstone aici pe care vreau să-l iau. Poate o să-mi trebuiască la ceva. Ok, și ăsta e emerald? Da. Ha. Cât de tare. Deci cât de bine este să iei toate resursele din prejur, că cine știe de ce dai, nu? Da. Și se pare că am ajuns la bedrock. Mă uit totuși eu dacă nu mai este puțin emerald pe aici. Numai două bucăți. Se poate să-mi dea doar așa puține? Oh, uite fier. Ok. Bun, și fierul și... Mamă, dacă te găsesc. Deci vedeți ce bine e să mai explorați puțin pe lângă unde sunt minereuri. Cine știe, poate dați de alt minereu. Așa cum am dat eu aici. Iau și toată tâmpenia asta albastră, nu mai știu cum se cheamă. Ah, ba, Nicolite. Cred că e Nicolite, nu? Am un stack și ceva. Asta e Bluestone. Cum e Redstone-ul, ăsta ar trebui să se cheme Bluestone. Ok. Punem torțe și vreau să iau cărbunele ăsta. Hai să folosesc emeraldul, dacă tot am mai găsit două. Oricum, doar unelte fac din emeralde, deci mare chestie. Plus că am și diamante. Și hai să urcăm sus, iar aici vreau să astup. Așa, ok, perfect. Stai, ăla nu-i cumva silver. Nu știu care e diferența între silver și tin. Nu, era tin. Stai să pun blocurile jos ca să-mi dau și-o seama care e tin și care e silver. Deci, ăsta e tin, ăsta e silver. Silverul e mai alb. Silverul e mult mai alb. Sau nu, mai silverul e pe albastru puțin. E puțin greu să-ți dai seama care e diferența, dar merge. Bun, hai să urcăm sus. Văd că s-a făcut și noapte. Și am citit în comentarii, mi-ați spus că vârcolacii iasă din oamenii care au haine rupte. Păi n-am văzut niciunul, deci nu trebuie să-mi fac griji. Chiar n-am văzut niciunul. Și dacă o să văd, cred că îl omor pe timp de ziua ca să știu că seara nu o să apară un vârcolac. Bun. Da, vreau să mă mut din casa asta, vreau să fac eu o casă, dar prima, mai întâi, nu știu, să mai îmi strâng iteme. Îmi voi face acum, mă să pun toate itemele așa ca să văd ce să iau și ce nu. Deci, voi face un pickaxe de diamant, voi mai face o sabie din gold, pentru că mi-a zis că cu sabia din gold îi pot omorâ, pot vârcolacii. Și sabie din emerald, nu cred că am nevoie. Cred că asta din gold e cea mai bună. Sau, nu știu. Hai să punem gold-ul aici. Facem un pickaxe. Pentru că vreau să testez care pickaxe e mai bun. Din diamant sau din emerald. Hai să vedem. Avem pickaxe-ul din diamant. Și să ne uităm. Hai aici. Deci. Așa. Bă, eu cred că sparge la fel. Ia să vedem și dirt-ul. Sparge exact la fel. Exact la fel, numai cred că emeraldul nu rezistă. Da, nu rezistă la fel de mult. Mi se spar destul de repede și totuși un pic de diamant rezistă mai mult. Este bine de știut. Asta de diamant o să-l țin aici. Momentan poate o să am nevoie de el altcândva. Goldul mi s-a făcut numai o bucățică, mai am nevoie de câtva. Stai, că eu am cărbune aici în prostie, de ce să nu-l folosesc? Punem aici. Și să vedem, iau și sabia asta cu mine. Ăsta, tungstenul ăsta, la ce folosește? Ia să vedem, să dăm pe U. Asta nu merge. Parcă am încercat și când l-am luat. Ok. Nu cumva are pagini. Ăsta, cum se cheamă? Chest-ul. Văd că nu. Asta e să le sortez. Asta e după...
Default sorting, așa cum le-am pus eu, oare? Să vedem cum arată cel mai fain. Așa. Ok, așa arată bine. Bun. Hai să luăm gold-ul. Facem o sabie din gold. Și acum vreau să-mi fac o armură din fier. Adică cât pot din ea. Nu ți poți face din 17 bucăți full armură. Da, hai să vedem. După aia vreau să ies afară. Să văd ce mobi, ce monștri. Pentru că am aici acest waypoint și pot ajunge acasă ușor. O să las totuși pichexul din emerald, îmi țin doar pichexul ăsta. Iau și lopata asta și toporul. Și o să îmi fac și niște torțe, nu foarte multe, pentru că nu știu dacă o să am nevoie de foarte multe. Hai să vedem câte mi iasă. 24, perfect, pentru mine mi-ajung atâtea. Lăsăm bețele și armură să o fac sau nu. Dacă o fac după aia o pierd și n-are rost dacă mor. Așa că haideți doar să ieșim afară. Sunt pe easy acum, nu? Pe peaceful, hai să punem easy. Sau să pun normal. Dar deja la easy, uitați câți mobi au apărut. Chiar să omor niște păienjeni. N-am altă sabie. Ba, uite, am din fier acolo. Ok, vreau să omor niște păienjeni ca să fac rost de 4 bucăți de ață. Firar, nu bui, creeper tâmpit, nu bui, nu bui. Stai, bă! Stai, scheletonule, să omor creeper-ul, așa. Ok. Tu nu-mi dropezi un arc, te rog eu. Nu mi-ai dropat decât săgeată. Și ăsta mi-a dat o ață, o singură ață. Creeper, nu am chef să mă bat cu tine. Așa că poți pleca la tine acasă. A, bă, lasă-mă în pace. Ok, deci se pare că filmarea s-a oprit și am mai vorbit 7 minute aiurea degeaba. Cam 5 minute avea episodul întreg și văd că nu a filmat tot. Nu știu ce are frepsul ăsta tâmpit. Am să vă arăt ce am făcut în acele minute. Puteți vedea aici, au dispărut copacul și am pus brick de ăsta peste tot. Ușa este dublă și mai la dreapta. Mina, aici voi spune niște scări. Iar aici am făcut un crafting table 2. L-am și în hardcore. Și un automatic crafting table care nu găsesc nimic diferit la el. Arată exact la fel când intru. Iar aici am mai pus 3 furnale și sub este un detector, care l-am pus doar așa de frumusețe să arate mai bine. Bun, am dat pe X și ce-mi zice acolo? 353 de metri în est. Ok, aș putea să merg încolo estul și aș putea să merg să văd ce e. Și cred că mă duc, însă ăsta meu moare de foame, așa că trebuie să fac următorul lucru. Ce aș putea face să nu mor? Am niște dirt de ăsta, os și mai trebuie decât o unealtă. Hai că fac din cobblestone. Așa, punem dirt-ul, procedăm ca în hardcore, facem bone meal. Așa, iau ăsta. Firar. Ce cu lagul ăsta? Sper că nu s-o opri filmarea din nou. Bun, facem din nou chestia asta. Și încă, de câte ori putem o fac? Ca să strâng, ca să fac niște pâine. Ok, cred că o să am fix de 2 pâini. Dacă nu mă înșel. Și gata. Bun, câte am? 6 bucăți, da, 2 pâini. Bun, hai să fac aici o pâine și încă una. Gata, ce asta? Fire rod. Tu să-mi iau, să văd ce e. Oare face lumină dacă țin în mână? Ok. Deci, am luat asta. Esc. Face lumină? Nu-mi zic că face lumină. Ar fi prea tare să facă lumină. Bă, eu cred că face.
Mamă, deci dacă face lumină, se iau. Nu. Oare cu asta? Ce fac mă cu asta? Lol, nici nu știu ce am scris pe aici. Stați un pic, se scrie o fire. Deci, fire. Dăm pe asta, nu putem vedea informații. În fine. Hai să pun torțele înapoi aici. Așa. Văd că nu știu pe ce buton să apăs, să-mi dea informații. U, R, R. A, dar nu-mi scrie și altceva. În fine. Mă pot duce la crafting table 2 și cred că o să-mi scrie acolo. Dacă am materialele necesare, cum se și face. Haideți să vedem. Uite că s-a făcut și zi. Deci îmi trebuie niște bețe și să văd acum. Dau aici. Dau foc la creaturi. E o armă asta. E o lance cu foc, să zicem. Ia să vedem, funcționește? Da. Ce, doar o dată merge? Firar tu să fii de armă. Bă, ce nașpa. Merge o singură dată. Dar bine, nici nu se cere multe ca să faci. Ok, hai să mergem încolo. De fapt, încolo e satul ăla ce l-am găsit eu, nu? Ah, da. La 358 de metri. Asta tot n-am văzut ce face. Tri-trap. În fine, hai să mănânc pâinile astea. Văd că am level 5, mă descurc destul de bine la partea cu levelul și vreau să văd cum se face un diving. Nu, ceva cu rod. Rod, așa, de asta vreau. Diving, rod, diving rod. Diving, da. Și dau pe R. Mă fug? A. R. Ce e asta? Covalens? Asta ce-i? Covalens? Asta ce-i? Covalens? De unde fac eu? Ah. LOL! 40! Gata! Acum facem un diving rod. Diamant? Și ce trebuie? Cărbune. Covalens. Gata. Avem. Poate se făcea alt covalens mai ușor. Mamă. Ia să vedem. Covalensul ăsta cum se face? Mi-am mirosit un diamant degeaba când puteam să fac de ăsta verde. Cred că ăsta e cel mai bun, nu? Adică totuși cu diamante se face. Ok, și stai, că nici m-am uitat cum se face. Trebuie un de ăsta? Oh, trebuie din ăsta de nivel mai slab. Gata, facem cel mai bun. Pentru ăsta trebuie cărbune și cable. A, rezolvăm noi acum. De fapt, îl facem cu ăsta, nu? Hai să vedem unde sunt 40. Nu-mi dă, văd că. În fine, dar eu am ce-mi trebuie. Ce? Nu așa trebuia. Cobblestone și cărbune. Am dat pe E din greșeală. Pentru ăsta. Ăsta, cobblestone. Ah, cărbune fabricat acasă. Firar tu să fii. Mai am din ăla. Nu mai am. Facem acum. Ce țapă mi-am luat. Ok, ce să mai facem noi? Hai să mai dau niște copaci. Ah, da! Să vă arăt și eu casa. Uitați, am mai modrat puțin. Aici în colțuri vreau să pun lemn. Etajul l-am distrus. Și la etaj era un chest. Da, era un chest. Și să vă arăt ce am găsit în el. Am găsit... Nu știu cum se cheamă și... Uite, asta. Așa. Denier am găsit. Cred că e bună la ceva, nu? Bun, era să uit și chiar vreau să vă spun de chestia asta. Hai să tai copacii ăștia. Așa, și aia ce îi? Lol. Chiar să văd dacă găsesc o oaie cumva. Că mai îmi trebuie încă o bucată de lână și avem pat. Uite și o peșteră acolo, hai să mergem în ea. Am un pickaxe la mine, da, am ăsta de emerald. Care din câte am înțeles... Se termină cel mai repede. Însă e la fel de tare ca diamantul. Ok, în primele 7 minute chiar nu mai știu ce am spus pentru că
Deci, primele 7 minute au fost filmate ieri și de abia azi când am vrut să pun la randat video, am văzut că nu a fost filmat tot, așa că chiar nu mai știu ce am vorbit data trecută, adică în primele 7 minute. Și aud ceva ciudat. Bă, până acum n-am văzut decât cărbune pe aici. Uite și niște fier. Dacă fierul îl iau, mai nevoie de puține să fac armură full. Hai să iau și cărbunele, poate. Nu mi-ajunge și îmi trebuie mai mult. Asta nu-i cărbune, stai, ăsta e cupru. Eu am zis cărbune? Da, cred că am zis cărbune. E cupru, mă scuzați. Dacă am zis, dacă nu, asta e. Bun. Încă o bucățică și am luat tot fierul. Hai să plec de aici. Am spus, așa. Ce dracu sunt chestiile alea ce le văd eu pe hartă? Așa, o iarbă mai închisă. Sau oare niște copaci? Oh, uite fierul. Așa, am luat și fierul ăla. Ea nu mai fi pe aici cumva. Poate dau de diamant. Bun, și din nou, de ce vreau eu să fac divining rodul ăsta? Sau cum se pronunță? Păi, pentru că... Și că găsesc diamante mai repede, cred că am mai spus asta. Și acolo văd o chestie zburătoare. Ce dracu e asta? Arște, ce de la casa mea? Bă, dar ce e asta? Serios. Acum, serios. Bă, vine spre mine! Ce animalul lupește e ăsta? Lol. Cred că e urs. Oare îl poate? Hai să-i dea în gură. Bă, ești urs? Da, ești urs. Oare scade mult dacă lasă mă tace? Bă, ce praf e. Și la ce-i? Pisică de a... de mare? Ea mă atacă? Bă, au trecut în penia aia fix pe lângă mine. Văd că e inofensivă. Sau poate nu. Poate nu m-a atins. Tu ce ești? Tu ești porc? LOL. Ciudat. Și aici ce avem? Încă o gaură. Unde dracu e tâmpenia zburătoare? Bă, neapărat să-mi spuneți ce e aia. Și dacă merită să crape sub sabia mea. Uite că vine, uite că vine! A, nu vine. Ok, las. Nu prea contează. Uite încă una! Dar ce scu... Să nu spun ce zburătoare. În fine. Da, stai. Am văzut... Lol, ce e ăsta? Ia pure. Mă speria puțin. Parcă era... Acolo ce dracu e? O vulpe. Deci aici... Da, era obsidianul ăsta. Și vreau să iau obsidianul. Ah, stai că nu merge decât cu ăla de diamant. Da, o să iau obsidianul de aici și ăla de acolo și o să facem un portal. Ok, am făcut rost și de un pește și o carne. Ah, ursul ăla mi-a dat pește, cred. Când aveam peștele înainte să-l omor. Cred că l-am luat prea repede. Hai să vedem, ăla îmi dă ceva. Ăsta, micuțul. Nu mi-a dat nimic. Hai că omor în găină. Uite că o dat și un nou. Așa. Mersi de carne. Bun. Acum hai, deci că mai avem niște treabă de făcut. Să facem rodurile alea. Așa. Cred că am pus o torță undeva, dar nu dau seama unde. Deci îmi trebuie cărbune din asta. Și cobblestone. Așa, și am făcut covalence dust 40, verzi. Acum cu astea verzi îmi trebuie un stick. Deci punem un stick. Așa, ok. Acum, următorul dust iasă din redstone și iron avem. Deci avem aici un iron și un redstone. Iron. Redstone, încă 40 de dusturi. Și da, trebuie să înconjurăm chestia asta.
de dust albastru. Sa nu, nu, nu era albastru, stai. Ăsta. Așa. Bun. Iar pe ăsta 100% trebuie înconjurat de așa. Bun, și avem ultimul Divining Rod. Și cum se folosește? Dau click dreapta și îmi zice around best found 1 second. Ok. Nimic. Ok, nu prea înțeleg cum se folosește, dar în fine. O să învăț eu cu timpul. Hai să-l punem în chest. Și am multe, multe căcaturi aici în chest. Hai că am și carne de asta. S-o mănânc. Mai am niște fier, trebuie să-l pun aici. Așa. Niște carne mai aveam, da, uite-o. Aici și punem ăsta. La fel și cu tine. Îmi trebuie și niște cărbune. Ca să punem și ăsta cu ăsta. Ok. Bun. Și da, cred că aici se încheie episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați like și share la video. Ok, mai avem o treabă de terminat înainte să închei videoclipul. Ha, crop. Hai să luăm și de ăsta. Ăsta ce-i? Sprayer. De o să iau și de ăsta, că îmi place cum arată. Dar eu vreau de astea să fac câteva. Ok, mi-ajung astea 6. Hai să sparg aici de artu. Ok, hai că-l sparg și pe ăsta. Și să pun scara. Gata. Bun, am mai terminat o chestie. Mai o să pun decât un trapdoor aici. Hai să-l facem și pe ăla dacă tot. Nu. Hai să vedem unde este trapdoor. Trapdoor nu cred că are. Nu știe să-l facă. Îl facem noi. Bun, gata. Am terminat. Deci cam asta a fost. Și până la viitoare, eu am fost Hunter și vă salut. Bye bye.